Bine v-am găsit la emisiunea Elohim, întrebări și răspunsuri biblice. Astăzi împreună cu noi este fratele Sani Trancă. Așa că a să-i dau o îmbrățișare sfântă și... Fii binecuvântat! Și tu, frate! Amin! Și tu să fii! Frate Sani, tema de astăzi este se numește Cel ce se închină. Acum am ales tema asta pentru că tu ești cântăreț, ești un închinător, am înțeles că... Prima întrebare, ce înseamnă pentru tine a te închina Domnului? Poți să-ți mult pe întrebarea asta, e o întrebare bună. Sunt multe curente în lumea creștină ceea ce înseamnă închinarea, dar dacă ne uităm în Scripturi, din Vechiul și Noul Testament, ceea ce noi numim închinare, cântecele astea de închinare, de fapt sunt cântece de laudă. Pentru că cuvântul închinare îl găsim de 3 ori în Vechiul Testament, acolo unde aduce Cain și Abel jertfă, unde Avram se închină lui Dumnezeu aducându-și jertfă pe Isaac și unde Iov, Biblia spune că s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat. Și pentru mine închinarea nu este un cântec, este o acțiune. O decizie care o fac înaintea lui Dumnezeu. Da, mă exprim și prin cântec, mă închin Domnului prin cântări, dar trece dincolo de cântec, acolo când nu te vede nimeni. Trece dincolo, merge dincolo. E o acțiune, o decizie care o faci în fiecare zi. Frate, dar cum ar trebui să fie atitudinea, ținuta, eu știu, celui ce se închină Domnului din inimă? Cum ar trebui să fie în timpul închinării, atitudinea, ținuta? Clar că Biblia spune despre închinători adevărați că se închină în Duh și adevăr, în Ioan 4. Da. Asta e una. Doi, Dumnezeu iubește o inimă smerită și un duh zdrobit. Noi venim înaintea Lui cu laude, intrăm pe porți cu laude, cu cântări, dar atitudinea noastră nu este că noi suntem șefii și El este slujitorul, ci noi suntem cei care îi se închină Lui. El este Domnul Domnilor, Regele Regelor. Și Biblia spune că să venim cu smerenie. În psalmii lui David, exact în psalmul 91, 92, 93, până la 95, până în psalmii treptelor, se vorbește acolo și spune, veniți să ne închinăm Lui Dumnezeu, să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Lui. Asta e atitudinea unui creștin, unui copil de Dumnezeu. Ținuta depinde de fiecare. Aici eu nu mă pot băga pentru că nu sunt teolog, dar... Dacă tu cum înțelegi? Dacă n-ai o inimă bună, degeaba ținuta ți-e corectă. Dacă n-ai o inimă curată... Dar poate să fie inima bună, dar ținuta greșită. Cine spune asta? Poate fi așa. Poate fi și inima bună și ținuta și atitudinea să nu fie corectă înaintea lui Dumnezeu. Important e că Biblia spune, de fapt Domnul Iisus spune că toate lucrurile ies din inimă. Și dacă o inimă îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat, știe și cum să vorbească, și cum să se îmbrace, și ce atitudine să aibă. Nu ești de acord, de exemplu, să fie o ținută ademenitoare care se ducă pe oameni în ispită. În ispită și nu la Domnul. Păi, frate, eu sunt de acord cu decența, asta e una adevărat. Acum, dacă slujitorii care sunt pe scenă ar trebui să țină cont de lucrurile astea, pentru că noi nu vrem să atragem atenția asupra noastră. Așa e. Dar eu acum port un tricou roșu, dar ăștia mi l-au dat organizatorii de la evenimentul ăsta pentru... Eu aveam cămașă neagră astăzi, deci tot așa ca evrei, da? Mai neagră, dar o zis că trebuie să-l port, că evenimentul ăsta pentru susținerea casei de copii și atunci mă supun ritualului de aici. Următoarea întrebare, care este diferența, vorbim de muzică, legat de muzică, care este diferența între a te închina Domnului din inimă și a cădea în trans? Este diferență între a te închina din inimă? Bineînțeles că este. La un moment dat se spune în Amos, nu știu dacă nu greșesc capitolul 3, un verset acolo care poate mulți creștini, mulți psalmiști, mulți lideri de închinare, nu știu, spun că babilonienii încearcă să fie ca David, da? Cu instrumentele lor, se cred discuțiți ca David și cad în transă. Dar noi nu suntem chemați să cădem în transă. Noi suntem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu, unui Dumnezeu viu și adevărat. Și Biblia spune să ne închinăm cu toată inima, cu toată mintea, deci intelectul nostru este implicat, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată ființa noastră. Ceea ce se practică în New Age, în hinduism și în căderea aia în transă și intrarea în conectare cu Universul și cu cine știe ce duhuri, aia nu e benefic pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeu pragmatic. De câte ori copiii s-au închinat, El le-a dat o instrucțiune. Practică. Ceva concret ce să facă. Frate Sane, ai putea cânta, și noi te rugăm să cânți, fără chitară, o strofă din Leu din Iuda. Hai spune-mi cine a biruit moartea. Iisus.
Cine a călcat peste ea? Iisus. Cine e leul din Iuda? Iisus. Scututăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia. Amin. Cum înțelegi versetul Cântați Domnului o cântare înțeleaptă? Sau o cântare nouă, nu? Nu, înțeleaptă. Înțeleaptă. Da, pentru mine. Și cuvintele și melodia? Și cuvintele și melodia. Pentru mine, eu, chemarea mea este chemare, eu nu sunt cântăreț, eu sunt psalmist. Chemarea mea este să pun cuvântul lui Dumnezeu în muzică și să-L aduc bisericii. Eu am observat că oamenii, de când m-am întors la Dumnezeu de 22 de ani, ei învață teologie prin muzică, nu prin ce spune păstorul. Și dacă muzica nu e corectă și nu e biblică, atunci intră erezii în biserică. De asta e important ca noi să aducem cuvântul lui Dumnezeu în scriptură și în melodii. Și pentru mine, îndemnul lui Pavel, Coloseni 3:16, da? Cântați, vorbiți între voi cu ce? Psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Pentru mine asta înseamnă să cânt o cântare înțeleaptă, o cântare care are cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e înțelepciunea lui Dumnezeu. Mai de înțelept de atâta, nu pot să crezi fi. Că sunt melodii nebune și melodii înțelepte? Cu siguranță, sunt melodii care l-au în centru pe om, nu pe Hristos. Aia mie mi se pare o melodie nebună. De ce? Pentru că în cartea Proverbe spune că nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Și dacă eu scriu un cântec pentru biserică, dar nu e Hristos în centru, păi eu sunt nebun. Și melodia, ce e nebunul, aia naște. În melodie nebună. Nu? Da. La ce extreme în închinare nu ar trebui de ajuns? Ce părere? La ce te referi aici? Mai la ce extreme nu ar trebui de ajuns în închinare? În timpul închinării. Te referă ca și muzică. Da. Ca și închinare, ca și deci muzică. Eu cred că atunci când muzica e mai importantă, da, performanța e mai importantă decât Duhul, deja începem să glorificăm muzica, sunetul. Dar Dumnezeu e deasupra sunetului. Dumnezeu ne-a dat alea 7, 8 note muzicale câte sunt, 7 sunt acum, dar au fost 9, am înțeles, ca să facem muzică pentru El, să-L înălțăm pe El, să-I dăm Lui. Muzica e invenția lui Dumnezeu. A fost în cer, acum e pe pământ și într-o zi se va întoarce în ceruri. Dar extrema e una dintre extreme, e că putem cădea din dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu, să facem cât mai perfect, frate, pentru că Domnul așa vrea. Domnul nu are nevoie de muzică perfectă. El are nevoie de inimi curate. Așa e. Dacă putem cânta și bine, slavă Domnului, Biblia spune de David că El cânta bine. Crezi că leviții de la templu erau oameni care puteau cânta? Da, spune acolo că leviții lui David erau meșteri în cronici și meșteri în limba ebraică are două sensuri din ce am înțeles. Meșteri muzical, dar și meșteri în a discerne direcția Duhului. Da. Ce Duhul Sfânt vrea să facă în adunare. Deci noi trebuie să fim pregătiți muzical, dar și mai pregătiți să discernem ce Duhul Sfânt vrea să facă pentru biserica noastră în locul unde suntem. Eu călătoresc mult. Nu pot să cânt același lucru unde mă duc. Înțelegi? Da. Acum, tu ai înțeles, tu ai văzut oameni care chiar se închină lui Dumnezeu, dar unii au o formă de închinare. Așa este. Da, au o formă. Că trebuie de cântat. Măi, trebuie, cântăm, e o formă. Nu că el ar simți sau, știi? Sau, clar că credința noastră nu se bazează pe simțuri, dar totuși el stă într-o formă de închinare. Ce sfat ai da? Uite, noi te rugăm să uiți în cameră la ei, că ei se uite, să uiți în cameră să dai un sfat pentru cei ce se închină Domnului doar având o formă de închinare, dar nu din inimă. Dă un sfat. Sfatul este simplu, să ne întoarcem la Hristos, să ne întoarcem la inima Tatălui, să ne întoarcem la cuvânt și să începem să trăim ce Domnul Iisus Hristos a spus, că închinătorii adevărați se închină Tatălui în duc și adevăr, pentru că Tatăl nu caută închinare. Atenție, Tatăl caută închinătorii. Și există o categorie de închinători adevărați care se închină Tatălui în duc și în adevăr. Închinarea lor este o închinare duhovnicească. Nu e o închinare de formă, nu e o închinare mentală, e o închinare cu toată ființa lor. Închinați-vă Domnului și dați-i slavă. Amen. Amen. Suntem la partea a doua a emisiunii Elohim, întrebări și răspunsuri biblice, împreună cu fratele Sani Trancă. Frate Sani, o să te rog ca la aceste 10 întrebări să răspunzi scurt, clar, 2-3 cuvinte, scurt, clar,
cel mult ai voi o propoziție, dar să fii foarte, foarte sincer. Am înțeles. Prima întrebare. Dacă nu știi răspunsul, să nu răspunzi. Am înțeles. Dacă instrumentul tău ar fi fost acordeonul, ai mai fi cântat în stilul ăsta? 100%. Cu acordeonul? Cu acordeonul. Următoarea întrebare. Ca și caracter, cu cine dintre apostoli te-ai identificat? La începutul credinței m-am identificat cu Petru, acum mai mult cu Pavel. Numește 10 minuni de-a lui Iisus. Apa în vin, ologul, orbul Bartimeu, înmulțirea pâinilor. 10 ai zis? Da. Fica lui Iair, fica cananean, femeia cananeancă. Pe unde suntem? Pește. Pește. Așa e? Da. Întoarcerea lui Petru și aia e luminul. Așa e? Producia față de Petru. Ok. Da? Și câte am? 8 ai. Încă 2. Încă 2. Trebuie să restartăm. Mergem la următoare. Hai, încă două. Care ar fi? Leproșii. Leproșii, ultima. Da, ultima leproșii și... Spune minunea lui Sani Tran. Minunea lui Sani Tran, că e cea mai tare. Crezi că se poate opus între 10? Ia, așa e. Următoarea întrebare. Ce nu-ți place ție la tine? Sincer. Ce nu mi-a plăcut la mine? Și ce nu-ți place? Ce nu mi-a plăcut e că am fost mic de statură și vreau să cresc mai mare. Și ce nu-ți place acum? Ce nu-mi place acum e bun. Nu găsesc timp de odihnă. Umblu prea mult. Lătoresc prea mult. Dacă ai avea 12 fii ca Iacov, ce ai fi făcut din ei și la ce instrumente le-ai fi sugerat să cânte? La toate instrumentele. La toate? Și le-aș fi pus ca tot să facă o orchestră, să laude pe Domnul cu toată puterea. Care e cântarea ta preferată, compusă de tine? Leul din Iud. Spune-mi cine a birui moartea. Da. Dacă ai fi fost de față când Domnul Iisus se înălța la ceruri, care ar fi fost cântarea care ai fi cântat-o apostolilor acolo? Să-i încurajez un pic. Ce? Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata, el se întoarce înapoi. Ce înseamnă pentru tine iertare? Iertarea este să rup toată lista cu datoriile altora către mine, cum a rupt-o Dumnezeu lui Sani Tranca. Dacă ai fi fost cu Apostolul Ioan în pușcăria din Patmos, după ce a fost răpit în Duhul, care ar fi fost întrebarea ta despre cer? Spune-mi dacă l-ai văzut pe Domnul. Și ultima întrebare. Înfățișându-te înaintea lui Dumnezeu, în ziua aceea, ce i-ai spune? Te iubesc. Cu noi a fost fratele Sani Tranca.